Deputatul Valentina Cușnir este spitalizată cu o mână ruptă și comoție cerebrală. Ea spune că a ajuns la urgență după ce a fost bătută cu bestialitate de doi polițiști. Parlamentarul nu este singura victimă a poliției. În ultimele două zile, mai mulți tineri s-au plâns că au fost maltratați de oamenii legii, pe motiv că ar fi participat la acțiuni de vandalism. Unul mă trăgea de păr și de mână, celălalt de altă mână și m-au târât așa vreo 200 de metri și acolo m-au trântit încă cu capul de pământ, ce era poate și de asfalt, nu mai țin minte, că eu posibil mi-am pierdut cunoștința pentru un timp, că eu când mi-am revenit deja s-auzeau împușcături undeva în regiunea Parlamentului, înseamnă că ei până au ajuns la Parlament, eu am stat acolo baltă, m-au lăsat. Incidentul a avut loc mars la miezul nopții. Valentina Cușnir spune că stătea de vorbă cu un grup de tineri lângă guvern, când mai mulți polițiști au dat buzna peste ei, lovind cu bestialitate în toate părțile. În urma atacului, Valentina Cușnir s-a ales cu o mână fracturată și comoție cerebrală. Consecințele maltratării mai pot fi observate și acum pe corpul deputatului. Parlamentarul este doar una dintre victimile maltratărilor din ultimele două zile. Mai mulți tineri s-au plâns că sunt duși la poliție unde sunt bătuți până când scuipă sânge. Denis Rostoc, de exemplu, a avut nevoie de asistența medicilor fiind adus la spitalul de urgență în Cătușe. Ne-au plecat doi pumni după cap și eu de la început să-mi pierd parcă cunoștința, ne era rău și am început să-mi curg sânge din nas. De curg sânge din nas, am murdărit pe jos covorul. Și-o scădușeță, le-a dat o basma și-o scădușeță la voarmă, sau la voară, un dat așa, ne-a șters fața, că ea șterge pișa pe jos. M-am pus jos și a pus mă bat, ne-a tras, eu mă apăram așa cu fața, am pus așa mâinile că să nu tragă în față. Ne-a tras în spate, tot iar în față. Denis spune că și acum se ridică cu greu din pat și regretă că în viitorul apropiat va trebui să lipsească de la ore. Am amețeli, văd așa culori galbene înainte ochilor câteodată. Pentru că, nu știu, când încerc câteodată să mă scol din pat, îmi pierd echilibru. Da, am fost și am vomitat cu sânge în două, spun că e foarte rău. Coșmarul lui Denis ar putea însă continua. În pofida sănătății precare, tânărul este pozit la ușa salonului de doi polițiști în civil, care, spune el, îl vor lua la sector. Întrebați de ProTV de ce îl supraveghează pe Denis, polițiștii au răspuns. Vă cred că deja trebuie să cunoașteți toate răspunsurile primiți la centrul de presă Ministerul Interne. Serviciul de presă al Ministerului de Interne nu a fost de găsit pentru a comenta incidentele.